Ia știi să zici tu comanda, că eu nu știu exact. Da, avem 12 tricouri, 2 hanorace clasice și 2 hanorace cu fermoar. Plus 5 șapci. Nice! Toate șapca, are gusturi faine omul. Toate sunt față verso. Pe verso vine logo-ul mare. Adică uite ceva de genul ăsta, alb sau negru în funcție de culoarea pe care să punem imprimele. Și cu dunga asta roșie. Iar pe față vin imprimeile astea care e janta în sine. Care astea le-am, pe astea le-am făcut cu DTF-ul. Evident. Ce nice arată! Awesome! Și ăsta e un afiș față verso. Adică două afișe pe care o să le lipim unul de celălalt. O zi cu spor să aveți! La revedere! Nu, așa sincron mai era. În timp ce lipeam afișele, fix atunci a venit clientul că stai aici pe zonă. Ceea ce e mega cool. Da, bun, să începem cu astea. Pentru că sunt o grămadă și sunt foarte mișto și ne mai trebuie unul. Adică ne lipsește un hanorac, un M negru. Pentru că am avut săptămâna trecută o comandă care ne-a mâncat toate hanoracele. Deci am rămas așa ca la muzeu câte unul din fiecare. Acum trebuie să-l anunț pe client, să găsim o variantă, să vedem cum facem. Cum ar fi cel mai eficient să facem chestia asta, adică cu un hanorac în minus. Ori să-i trimitem toată comanda pe care o avem acum, fără acel hanorac, și să-i trimitem săptămâna viitoare încă unul. Ori să așteptăm până vin toate și să-i trimitem comanda întreagă. O să sun să le întreb, să vedem cum preferă și așa o să procedăm. Mai poți și cozonac? Mereu! Cozonac de casă. Mm-mm-mm. Bun, am vorbit acum cu clientul și a zis că nicio problemă, facem L. Eu i-am propus variantele să rămână până vine celălalt hanorac, dar a zis că nu, facem un L acum, pentru că are nevoie de ele, de hanorace, de chestii, de tricouri, de șepci și urmează să mai facă oricum încă o comandă, sau mai multe, vedem, și o să facem atunci și hanoracul de mărimea M, care ne lipsește acum. Awesome! Bai, uite că am tăiat totul pentru comanda inițială, așa că acum mai trebuie să stai încă pentru un L. Erați curios cum se face personalizarea cu vinil, cu două culori, uite așa. Adică îți tai separat cele două culori și le îmbini. Apoi ori le îmbini aici, înainte de a le presa, ori le îmbini pe tricou, cu două presări distincte. Totul e în funcție de situație. Și trebuie să ne grăbim nițel cu comanda asta, pentru că nu neapărat că trebuie trimisă rapid, dar după aia avem comanda asta, pentru care ne-a dus clientul o grămadă de tricouri. Și aici, și trebuie toate făcute până vineri, și azi e miercuri. Eu vreau ca joi să fiu plecat. Joi seara, da, joi seara vreau să plec din Cluj, să mă pot întoarce vineri. Da, bun, și cu asta ultimul tricou, este gata. Spatele. Am gătat spatele la hanorace, la hoodie-uri, mă rog, la hanorace și hoodie, la alea cu fermoar, la alea fără fermoar și la tricoaie. Și acum trebuie să facem partea din față la tătia asta. Înseamnă că, pur și simplu, le întorc și schimb valorile la presă, pentru că partea din față o facem cu DTF-ul. Adică punem imprimea DTF. Și la DTF trebuie niște valori mai mici. Și cum presa asta are programe, o să trec pe programul ăsta, 130x15. Și acum o să aștept efectiv să se răcească puțin presa și o să pun imprimeile astea. DTF. Nice. Are you?
Are you having fun? Nu. Nici ursache. No, bun, și am gătat comanda asta. Toate sunt pregătite, toate sunt faine, nice, exact cum trebuie. Vreau să ne punem să le împachetăm la un moment dat și să le expediem. Pentru că o să le expediem mâine, că astăzi deja au fost curierul ridicat, ce a fost și nu mai apucăm azi.